Dragă Luciliu, leapădă-te de toate acestea dacă ai minte, sau mai bine ca să devii om cu minte și aleargă în goană cât te țin puterile spre înțelepciune. Dacă vreo legătură te ține locului, dezdeago sau taio. Mă ține în loc averea, zici tu, căci vreau să mi-o rânduiesc așa, ca să mi-ajungă când noi mai munci, astfel ca nici sărăcia să nu fie o povară și nici eu să nu fiu povară pentru altul. Vorbind așa, mi se pare că nu cunoști valoarea și puterea acelui bun spre care năzuiești. Pricep desigur, lucrurile în mare. Îți dai seama de folosul filozofiei, dar nu vezi încă destul de adânc fiecare lucru în parte. Încă nu știi cât de mult filosofia ne ajută la orice și cum ea, ca să mă folosesc de o vorbă a lui Cicero, ne sprijină în cele mai însemnate împrejurări și se coboară până la cele mai nesemnate. Crede-mă! Apelează la sfatul ei! Te va îndemna să nu stai locului, tot socotindu-te. De bună seamă, prin această amânare încerci și vrei să ajungi a nu te mai teme de sărăcie. Dar dacă ea este de dorit? Pentru mulți, averea a fost o piedică în calea spre filosofie. Sărăcia e liberă și fără griji. Când sună goarna, știe că nu pe ea o cheamă. La o inundație, când toată lumea țipă, apa, apa, ea caută cum să scape, nu ce să ia cu sine. Iar dacă trebuie să pornească cu corabia, săracul nu umple portul de larmă și țărmul nu e pus în mișcare de alaiul unui singur om. Pe el nu îl însoțește un convoi de sclavi pentru hrana cărora e nevoie de bogăția ținuturilor de peste mare. Este ușor să umpli câteva pântece nenărăvite care cer doar să fie umplute. Potolirea foamei costă puțin, sațul costă mult. Sărăcia se mulțumește cu satisfacerea cerințelor neapărate. Pentru ce să fugi de tovărășia ei când chiar și bogatul înțelept o imită? Dacă vrei să te îngrijești de suflet, trebuie să fii sărac sau asemenea unui sărac. Nu poate exista studiu filosofic folositor fără cumpătare. Cumpătarea însă este o sărăcie voită. Lasă de scuzele acestea, n-am încă atât cât trebuie. Dacă voi ajunge la cutare sumă, mă voi dedica cu totul filozofiei. Tu trebuie să-ți agonisești mai înainte de orice, tocmai ceea ce amâni. Și te gătești să-ți procuri de-abia la urmă. Cu asta trebuie să începi. Vreau să-mi strâng o avere din care să trăiesc. Învață însă totodată să-ți o strângi. Dacă vreun lucru te împiedică să trăiești cum trebuie, nimic nu te împiedică să mor cum trebuie. Nu este motiv ca sărăcia să te oprească de la studiul filosofiei, ba nici chiar mizeria. Cei care se îndreaptă spre dânsa vor trebui să rabde chiar foamea pe care au și răbdat-o unii în timpul asediilor. Și care le putea fi răsplata suferinței decât că nu cădea un în robia învingătorului? Cu cât sunt mai mari lucrurile ce ți se făgăduiesc aici, nemărginita libertate, neînfricarea în fața oamenilor și a zeilor. Să i de foame dacă ai fi și tot ar trebui să alegi către dânsa. Armate întregi au îndurat lipsuri de tot felul, și-au dus zilele cu rădăcini de ierburi și și-au potolit foamea cu ce mi și scârbă să spun. Și-au suferit toate acestea pentru o domnie, minunează-te pentru o domnie străină. E cineva care să șovă, i-a îndurat sărăcia ca să-și elibereze sufletul de furia patimilor? Nu trebuie să-ți agonisești nimic de mai înainte. La filosofie poți să ajungi și fără merinde de drum. Să fie așa cum spui tu? Când ai să ai de toate, vei dori atunci să ai și înțelepciune? Va fi acea din urmă piesă a confortului în viața ta și, ca să spun astfel, un simplu adaos? Tu dedică-te filozofiei. Fie că ai ceva, de unde știi că n-ai prea mult, fie că n-ai nimic, și atunci pe ea caută să o ai mai întâi. Dar n-am să am ce-mi trebuie. Mai întâi, nu-i cu putință să n-ai, căci natura ne cere foarte puțin, și înțeleptul se conformează naturii. Iar dacă zbește cea mai disperată nevoie, va încheia repede cu viața și va înceta să se mai chinuiască. Dacă însă are cât de puțin și numai atât cât să-și ducă zilele, se va mulțumi cu ce are. Nu se va zbate și nu se va chinui să-și umple burta și să-și acopere spatele cu mai mult decât trebuie, ci râzându-și de strădaniile bogaților și de goana lor după averi, va zice. Ce tot atâtea amânări? Aștepți oare camă la banii dați cu împrumut sau câștigul de pe marfă sau moștenirea vreunui bătrân bogat când ai putea deveni pe dată un bogat? Căci înțelepciunea ține loc de bogăție. Arătându-i deșertăciunea, prin trasta ea te îmbogățește. Dar aceste sfaturi se potrivesc mai bine altora. Tu ești mai aproape de oamenii cu stare, Schimbă secolul și ești chiar prea bogat. Ce este de ajuns omului e însă la fel în orice secol. Aș fi putut încheia acest scrisoarea dacă nu te-aș fi învățat cu năra. Regilor parți, nu, nu li se poate închina nimeni fără să le aducă daruri. De la tine nu pot lua rămas bun fără un dar. De unde darul? am să mă împrumut de la Epicur. Pentru cei mai mulți, averile agonisite înseamnă nu încetarea, ci înlocuirea chinurilor. Și nu mă mir. Răul nu-i în lucrurile din afară, ci înăuntrul sufletului nostru. Tot ce făcea din sărăcie o povară, povară face și din bogăție. Nu-i nicio deosebire dacă pui un bolnav într-un pat de lemn s-au întrumpat de aur, căci oriunde l-ai muta, își duce cu el și boala. Tot așa, n-are importanță dacă un suflet bolnav trăiește în bogăție sau în sărăcie. Boala se ține de el. Cu bine!